Acestea sunt cele patru echipe ce au ajuns în semifinalele Euro 2024 și pentru această performanță le-am lăsat să-și aducă în Germania legendele, astfel fiecare echipă va avea în teren un adevărat Dream Team. Iată cum va arăta selecționata Angliei, în care din echipa actuală au rămas Pickford, Walker, Bellingham și Harry Kane. Vedem acum cum va juca Franța, care are o abundență de staruri în echipă, printre ei au rămas Mbappé, Koundé și Mike Maignan. Olanda, după părerea mea, va avea o super echipă pentru acest clip, numai jucătorii 1 și 1 ce ar trebui să facă diferența. Nici Spania nu se prezintă rău, au în componență jucători ce au făcut istorie și pot emite pretenții la câștigarea trofeului. Acum că știm cum vor arăta echipele, mergem la prima semifinală Euro 2024, jucată cu multe legende pe teren. Avem un duel interesant între Spania și Franța, iar până când echipele vor da drumul la treabă, dă și tu un like la acest clip și te poți abona dacă nu ai făcut-o deja. Spania este în posesie și pasează, iar Zidane face un fault urât la mijlocul terenului. Zidane începe acest clip la fel cum și-a terminat cariera, cu un fault oribil, vede doar galben. Raul bate lovitura liberă și o face în careu și este gol pentru Spania! Incredibil! Micuțul Butragueño reușește să marcheze cu capul. De revăzut cum Butragueño reușește să marcheze de lângă Desailly și Laurent Blanc. Practic, Spania începe de la 1-0 această partidă. Replica Franței nu se lasă așteptată și Pires este primul care șutează la poarta lui Casillas. Mbappé combină cu Cantona mai departe la Vieira și Casillas are din nou o intervenție bună. Se bate scurt acest corner, primește Mbappé, ce pasează pentru Pires, acesta intră în careu, întoarce pentru Zidane. Zidane combină cu Pires, pasează cei doi, Pires șutează și ce gol! Superbă execuție! 1-1, egalează Pires, fostul mare jucător de la Arsenal, reușește să-l surprindă pe Casillas. Revedem această execuție superbă, Casillas este surprins, putea să facă mai multe pentru că șutul este pe mijlocul porții. Primește Xabi Alonso, mai departe pentru Fernando Torres, Capdevila ajută și pasează bine pentru Butragueño, ce rezistă, Butragueño șutează slab, însă se pare că avem lovitura liberă sau penalti, trebuie să revedem unde s-a întâmplat acest fault. Desailly este cel care îl faultează pe Butragueño. Se pare că în careu are loc contactul și va fi penalti pentru Spania. Raul este cel care va executa, Raul șutează și ratează, incredibil! Maignan reușește să apere, n-a fost cel mai bun penalti executat de Raul. Raul din nou la minge, este blocat acolo și din nou lovitură liberă pentru Spania. Același Raul bate lovitura liberă înalt în careu, lovitură de cap și este gol! Fernando Hierro reușește să marcheze. De obicei, Spania ne obișnuiește cu goluri din acțiune, dar iată că știe și din faze fixe, două centrări, două goluri cu capul. Francezii reiau atacurile, Desailly acum la minge, combină cu Zidane, Zidane pentru Cantona, pasă perfectă pentru Pires, Pires este în careu, Pires! Și Franța reușește să egaleze la următoarea fază, incredibil! Deși Franța are în teren jucătorii de atac senzaționali, iată Pires este cel care își trece în cont o dublă și este 2-2 în aceste momente. Lizarazu urcă, pasează cu Henry, Henry în care o apără Casillas, Henry din nou și Puyol are o intervenție cât un gol. Este pe fază fostul capitan al Barsei și reușește să blocheze. Rămâne în posesie Butragueño, pasează cu Raul, din nou Butragueño pentru Xavi, întoarce pentru Rodri, Butragueño pentru Xavi, șansă imensă pentru Spania. Rămâne sus spaniolii, aruncare de la margine, Xabi Alonso pentru Rodri, Butragueño acum pentru Xavi, Xavi pasă perfectă pentru Raul, gol Spania și nu cred că se mai poate întâmpla nimic, 3-2 pentru Spania, marchează Raul, n-a reușit să marcheze din penalti, o face din acțiune, Raul González este cel care aduce victoria pentru Spania, 3-2 în fața Franței.
Așadar, Spania este prima finalistă a acestui experiment și noi mergem repede de tot la cea de-a doua semifinală, un duel între legendele Angliei și legendele Olandei. Minge primită acum de Beckham, ce combină cu Harry Kane. Harry Kane întoarce la Lampard, mai departe la Gerrard, Bellingham acum. Bellingham combină cu Beckham, Beckham ține de această minge și pasează bine pentru Bellingham! Din minutul 9 este 1-0 pentru Anglia și nu marchează o legendă, marchează o legendă în devenire. Jude Bellingham este cel care înscrie. Revedem această fază în care Bellingham nu are milă deloc de bătrânul Van der Sar. Zeedorf protejează bine și reușește să paseze cu Cruyff, Bergkamp ajută și el, Gullit acum pentru Schneider, Schneider nu reușește să-l învingă pe Pickford. Presiune din ce în ce mai mare la poarta lui Pickford, primește Schneider, pasă pentru Zeedorf, șutează Pickford, din nou reușește să pareze, faza nu se termină decât după acest șut al lui Cruyff. Rezultat favorabil Angliei la pauză, este 1-0. Olanda începe în atac această repriză secundă, Van Basten reușește să treacă, Van Basten de unul singur, Van Basten șutează și Pickford este în zi mare. Schneider bate în careu acest corner și Cruyff! O reluare senzațională, puteam să asistăm la unul dintre cele mai frumoase goluri din acest clip. Olanda a făcut schimbări ultra-ofensive, încearcă să egaleze pe acest final de partidă, Van Basten întoarce pentru Gullit, Gullit nu trage, combina aici olandezii, Van Basten pentru Bergkamp și nici acesta nu reușește să-l bată pe Pickford, se aude și fluierul și nu este penalti. Englezii știu să țină de minge pe acest final de partidă și iată mai au șansa unui atac, Barnes pentru Charlton, vine Scholes care înfige cuțitul în rana deschisă a Olandei, 2-0 pentru Anglia. Legendele Albionului reușesc să învingă legendele portocalei mecanice și avem o finală senzațională între Spania și Anglia, finală care începe chiar acum cu posesia Spaniei. Atmosferă superbă în tribune, se fac valuri în aceste momente pe Olympia Stadion. Steven Gerrard se pregătește să bată acest corner, o face scurt pentru Beckham, centrează Beckham, Rio Ferdinand rea cu capul și Carvajal respinge, iar spaniolii reușesc să îndepărteze pericolul. John Barnes are spațiu, este întâmpinat de Puyol, se întoarce și pasează cu Cole, cu noroc, mingea rămâne la englezi, Cole centrează și David Beckham, aproape de un gol senzațional. Beckham îl concurează pe Cruyff la cea mai mare ocazie a acestui clip. Raul ajunge la această minge, combină cu Xavi, reprimește Raul, nici vorbă de offside, este în careu spaniolul, combină cu Carvajal, Carvajal întoarce la Xavi, Xavi mai departe la Fernando Torres, șansă mare pentru Spania. Reușește Puyol să ia fața lui Bellingham, Xavi pentru Xabi Alonso, Raul acum se descurcă frumos, Raul o bicicletă, pasă pentru Xabi, gol pentru Spania, 1-0. Spania sta la cutie până acum și iată că reușește să marcheze înainte de pauză, gol frumos marcat de Xabi Alonso. Harry Kane călcâi pentru Bellingham și Barnes are spațiu aici, este din nou urmărită de Puyol, blochează Puyol, însă mingea rămâne la englezi, prelungirile s-au terminat, însă atacul continuă, Barnes în careu, Barnes reușește să țină de această minge, Barnes șutează în blocaj, mingea rămâne cu noroc la englezi din nou și Barnes reușește să marcheze în minutul 51 din prima repriză, incredibil. Englezii au fost lăsați să finalizeze acest atac care le aduce egalarea, așadar avem egalitate la pauză. Bellingham acum trimite înapoi către Ashley Cole, acesta așteaptă, nu este atacat, pasează acum pentru Barnes care declanșează acest atac, fostul jucător de la Liverpool este în careu, șutează și Casillas reușește să apere. Cele două echipe simt nevoia să facă niște schimbări pentru finalul de partidă. Butragueño combină cu Fernando Morientes, acesta pasează cu Xavi, Xavi în careu șutează în blocaj, mingea sare la Morientes, șansă bună pentru Spania.
Englezii primii la minge și la această fază, Bellingham pentru Rooney, primele sale atingeri de balon, Rooney reușește să treacă, Rooney pasă bună pentru Lampard și este gol pentru Anglia! Din minutul 78, englezii reușesc să intre în avantaj, Wayne Rooney intră perfect în această partidă și oferă un assist pentru fosta glorie a lui Chelsea. Cap de Villa acum încearcă centrarea și scoate un corner. Spaniolii vor încerca să se agațe de toate fazele. Xavi execută înalt în careu, Fernando Morientes reia însă Pickford, din nou îi salvează echipa. Rodri combină cu Butragueño mai departe la Xavi, Xavi este faultat, se lasă avantaj, Butragueño pentru Raul, Raul se întoarce, șutează și Pickford, este absolut senzațional, incredibil! Cu această paradă a lui Pickford se termină finala, Anglia reușește să se impună în fața Spaniei. Spuneți-mi și voi în comentarii cine credeți că va câștiga Euro 2024 și dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like și nu uita să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o deja. Eu am fost Andurache și până data viitoare să auzim numai de bine!